Bine v-am regăsit. Vreau să, încep, vreau să închei astăzi Geneza cu introducerea care a lipsit. Prietenul și partenerul meu de dialog, Sorin Petrov, m-a întrebat de ce nu ai început prin a explica hermeneutica de la care pleci în interpretarea Genezei. Și să vă explic de ce. Atunci când scrii o introducere sau când prezinți o introducere, video, deja ai în cap ceea ce urmează ce care te ascultă nu au cap și din cauza asta este posibil să nu înțeleagă uh, sensul la tot ce spune introducere. Deci, uh, prezentarea de astăzi o puneți la începutul genezei. Și aș vrea să spun că nu v-am prezentat un sistem coerent, ci mai degrabă un, o colecție de experimente de gândire. Uh, dar scopul meu a fost bine definit. Și care a fost scopul meu? Scopul meu a fost aceea de a rupe cu o tradiție. Uh, a interpretării literale a Genezei. Și arăta că Geneza poate fi interpretată altfel și că războiul absurd împotriva științei, o să vorbesc puțin la sfârșit despre aceasta, războiul absurd împotriva științei poate să, să, fie abandonat fără să renunțăm la credința noastră. Pe de altă parte, am încercat să fac o prezentare interesantă și pentru cei care nu au credință. În general, nu sunt deranjat dacă cineva este ateu, Uh, și nu cred că uh, în secolul 21 uh, prăpastea între credincioși și necredincioși trebuie să fie atât de mare întrucât epistemologic recunoaștem uh, care sunt incertitudinile și limitele noastre și unii și alții. Așa că credința este până la urmă o opțiune și opțiunea este respectată fiindcă este personală. Uh, de ce citim Geneza așa cum citim? Asta este întrebarea sau dacă vreți titlul emisiunii de astăzi. Și aș pleca de la întrebarea pusă de Isus, învățătorului legii, ce scrie în lege, cum citește în ea. De ce citim ceea ce citim? Aceasta implică ideea de deconstrucție. Deconstrucția nu este derămare. Deconstrucția este o dezasamplare, piesă cu piesă, ca atunci când nu la motor și desfaci piesă cu piesă, ca să vezi ce nu merge. Nu, nu strigi motorul, ci îl demontez ca să-l montez la loc. Sau când uh, faci reverse engineering, când uh, iei un aparat electronic sau mecanic și îl desfaci ca să vezi cum se face să faci tu altul la fel. Deci aceasta este deconstrucția. Vrea să ajungă la principiul de bază. Și o, -o, o atitudine de deconstrucție a citirii genezei, deci nu mă refer acum la deconstrucția textului, ci deconstrucția citirii. Cum am ajuns să citim geneza așa cum o citim? Ne duce nu neapărat să abandonăm literalismul. Dacă cineva vrea să păstreze literalismul din partea mea este liber, să-l păstreze, e respectarea Ne duce însă să fim independenți de anumite uh, prejudecăți și temeri, mai ales, care ne-au obligat să rămânem în literalismul îngust. Uh, și aș vrea să fac o comp comp comparație. Când George Orwell a publicat Cartea Fermei Animalelor, una dintre cele mai. Uh, cele mai reușite alegorii satirice la adresa comunismului. Și cartea lui a ajuns în America, o țară prin definiție anticomunistă. Editorii americani au spus că pe ei deocamdată nu-i interesează cărți pentru copii. Pentru că editorii americani au rămas la suprafața cărții, la anecdotic. O poveste cu purcei, cu un măgar, cu un cal, cu niște gâște cu un om care avea o fermă, poveste pentru copii. N-au intrat în adâncime. Uh, cumva asta reflectă o anumită lipsă de educație literară. Un editor care e un businessman, dar nu are educație literară. Aceeași lipsă de educație literară, și spun, nu educație științifică, nu educație în arheologie sau istorie, ci educație literară. Se dă pe față atunci când cineva merge la sensul literal al genezei. Uh, Așa cum editorul despre care v-am spus a pierdut adâncimea de idee a cărții ferme a pentru că a rămas la sensul literal, o poveste pentru copii cu animale, sau o simplă fabulă uh, uh, la Grigore Alexandrescu, să zic, uh, la fel, la fel, cineva pierde din adâncimea uh, de idei și frumusețea și bogăția Bibliei atunci când de la sensul literal. Și... Uh, este, de fapt, o lipsă de exercițiu în, cit în citirea de literatură. Dar este, o li o, o, de fapt, o limită autoimpusă. Pentru că uh, respectul citor pleacă de la ideea că Biblia nu trebuie citită niciodată ca o carte de literatură. s auzit de multe ori ideea aceasta. Și implicit, el își blochează acele mecanisme care intră în adâncimea textului și uh, ia uh, Biblia ca uh, o, un text. Uh, dictate Dumnezeu la care n-ai voie să o umbli pentru că știi ce spune în Apocalips, adaugi, ți se adaugă, scoți, pierzi. De ce citim Biblia literală? Prima oară când oamenii au început să își dea seama că Biblia nu trebuie interpretată literală, a fost în timpul iluminismului. Și aceasta a fost pe de o parte pentru că a început să descoperim în geologie, arheologie, expresia lui Napoleon în Egipt a fost la sfârșitul iluminismului, dar începuse o investigație a textelor vechi. general a fost influența umanismului, mai ales al Erasmus din Rotterdam, care i-a făcut pe oameni să înțeleagă că Biblia nu trebuie luată literal și că istoria biblică nu este neapărat ceea ce s-a întâmplat. Pe lângă aceasta au început să apară primele cunoștințe în geologie, Deja în secolul XVIII, care uh, au arătat pentru prima oară că viața a avut o istorie și a avut mai multe catastrofe, nu un, sing un singur potop. Așa că uh, uh, primul impuls în a reconsidera Biblia, uh, a, a, sensul literal al Bibliei, a venit în perioada Iluministă și a fost o urmare a dezvoltării umanismului creștin de la Erasmus de în încoace. Uh, Studenții la teologie mergeau, începeau studiile la teologie cu naivitatea și e, devotamentul unui student de anul tăi, dar bine mea era destul de matur din cauza că educația era foarte bună, la, mai ales la instituțiile germane și engleze, încât când ieșeau din școală, înțelegeau că lucrurile nu sunt atât de simple. Și au încercat să facă punte cu publicul educat din timpul lor, asta a contat de secolul XIX în epoca romantică, cu Schleiermacher și așa mai departe, dar e, Ceea ce vreau să subliniez este că a fost o reacție foarte puternică conservatoare în Europa. Și credincioșii conservatori au vrut să scape din ceea ce vedeau ei o prăbușire universală a credinței în lumea în care trăiau. Și locul în care puteau să scape era America. Așa că trebuie să abordăm aici un mit. Mitul în care am crescut este că atât puritanic, cât și mai după aceea, în generația următoare, credincioșii saxoni, norvegeni, suedezi, care au plecat în America, au plecat din cauza lipsei de libertate religioasă. De fapt, ei nu au plecat fiindcă nu aveau libertate religioasă în Europa, ci au plecat din cauza libertății religioase care începea să se înfilipe în Europa. Ferește, vei spune, în Europa era o biserică de stat, asta este adevărat. Dar ceea ce îi deranja pe ei, să luăm de exemplu puritanii, puritanii au avut puterea pe timpul lui Cromwell și au încercat să facă ordine în felul lor și n-a funcționat. Dar cert este că dacă puritanii au avut un conflict cu biserica anglicană, au plecat în Olanda și în Olanda era o libertate religioasă de plină. Însă când puritanii au ajuns într-o țară liberă ca Olanda, au început să se simtă mai decât s-au simțit în Anglia. Din cauza că libertatea nu le prea deloc. Așa că s-au hotărât să plece în America ca să organizeze acolo o societate după modelul vechiului Israel, o, o, societate organizată după principii biblice și mai ales ca în America să păstreze credința nealterată de influențe iluministe. Așa că au fost doi factori care au motivat credinciosul care a emigrat în America în secolele 17, 18 și chiar la începutul secolului XIX, când au început să emigreze catolici credincioși care au început să, să, să fie afectați de pierderea puterii secoare a papalității. Și toți ce aceștia care au emigrat în America au avut două motive, așa cum am spus. Primul motiv, motivul ascuns, a fost lăcomia, care se păcat bine cu, totdeauna se păcat foarte bine cu literalismul biblic. Deci în America se promitea muncă, dar și îmbogățire. Dacă nu rapidă, oricum prospectul era real, nu ca în Europa. Uh, însă, uh, alt motiv era acela al uh, păstrării uh, sistemului de interpretare a Bibliei, așa cum a fost pe vremea Reformației. Și uh, un lucru uh, uh, care îl putem înțelege bine cei care suntem în biserici de imigrație. Uh, când au venit în America au apărut alte ispite, bineînțeles. America era un loc în care puteai să pui orașul în numele Zion sau uh, New Jerusalem sau Pleasant Hill și așa mai departe și puteai să uh, începi să trăiești cum înțelegeai tu Vechiul Testament și cum înțelegeai tu Biblia și asta a fost, se pare, norma în America rurală. Dar, în același timp, America era uh, locul aventurierilor, căutătorilor de aur, Piraților, de tot felul. Era un loc în care oamenii experimentau cu libertăți ne nevisate în Europa. Deci erau două Americi care se confruntau. Și pentru a păstra uh, promisiunea de la cu care plecaseră, au plecat deci în Europa hotărâți să scape de influențele iluministe și să aibă biserici în stilul Reformațiunii uh, și să aibă pietate și literalism biblic. Dar, în același timp, pentru a se păzi de alte ispite noi, în lumea nouă, cum, care minunate cu prosperitatea și cu uh, libertatea de a circula și libertatea politică, pentru a le păstra, aceste comități s-au supus de bunăvoie sub mâna unor pastori extrem de autoritare, autocrații. Și aceste biserici au devenit, de fapt, niște secte tiranice. Și, așa cum am spus, cei care avem experiența unei comunități de imigrație, știm ce înseamnă asta. Foarte des am văzut biserici de credincioși neoprotestanți venite în America. Și aș putea spune că biserica în care lucrez eu acum este o excepție în privința aceasta. Dar mi se pare că este regula, de fapt. Biserici de neoprotestanți venite în America. Sunt niște oameni. Cu oare au neclaritățile lor. Dar, în general, merg pe jalone alb și negru și uh, au fost învățați să fie duși către cer. Odată ajungi în America, ei simt că sunt, sunt, viața lor spitală în primejdie. E materialism, sunt libertăți noi, sunt dispite noi posibilități noi. Și modul în care ei înțeleg să se apere este acela de a se pune sub autoritatea unor pasori tirani care. Uh, uh, care sunt mai mult decât pastori, sunt dictatori, benevolenți, sau nici măcar benevolenți. Ceva în genul Coreei, multe biserici neoprotestante, românești cel puțin, și altele coreene sau hispanice, sunt replici reale ale Coreei de Nord, numai că nu acoperă toate sferele existenței. Așa că, întorcându-mă la imigrația în Statele vreau să dau un exemplu. Uh, ceea ce, uh, testul principal, testul esențial, primul test al, uh, uh, al necăderii în liberalism a fost să crezi că există vrăjitoare. Și cred că cu toți cunoașteți uh, istoria procesului din Salem. Dar acest proces din Salem nu a fost un accident. Pentru că, uh, fiind o luptă împotriva liberalismului, Prima problemă care, primul conflict între liberali și tradiționali și literalism biblic, a fost problema vrăjitoarelor. Și nu era vorba de evoluție atunci, nu era vorba de Big Bang, de embriologie, mă rog, cum spunea un medic american, ca acestea sunt științe din, din, din iad, ci era vorba despre a crede sau nu, crede că vrăjitoarele există în mod literar. Și de aici procesul din, din Salem care a fost și o demonstrație de autocrație uh, a pastorului. dar ce este interesant în procesul din Salem, motivul pentru care Comitatea din Salem a fost târâtă în această formă de inchiziție, nici măcar inchiziție, că inchiziția presupunea anumite reguli. A fost târâtă să-și să omoare, dacă nu mai știu, cam 19 dintre membrii ei, care erau, erau, o comunitate, care se cunoșteau între ei, erau ca o familie. Este pentru că nu puteai să aduci argumentul că ar putea ca uh, uh, fenomenele relatate să nu fie adevărate. Pentru că era liberal. De multe ori sunt în situația asta când cineva poveste o experiență grozavă și eu mă îndoiesc, ce tu ești liberal? Sau când uh, noi avem alte chestii cu tratamente naturale, când cineva vine cu o excrocherie nouă și mă întreb, tu nu ai încredere că Dumnezeu a pus mijloace naturale pentru tratarea tuturor bolilor și așa mai departe, este aceeași pro problemă. Dar atunci era ideea cu cu vrăjitoria. Și acum, bisericile noastre, chiar că uh, nu originează în America, În teologic originează în America. Uh, și nu este nevoie să spun istoria bisericilor noastre, dar uh, teologia a venit din America și există același etos. Să dau un alt exemplu. În, uh, există uh, uh, chiropractori în America, peste foarte multe Uh, cum se le spune, la ateliere. Nu știu care ar fi termenul, poți mă rog, cabinete de chiropractor, de chiropractors, există în America, de la, mă rog, termenul corect ar fi chiropractor, de la chiros, mână, în greacă. Dar chiropractor, zic ei. Bun, uh, chiropractorii sunt uh, ceva paralel cu reforma sanitară a Ellen White, însă, care se dezvoltă în secolul XIX cu reacție împotriva vaccinului. Și uh, ideea că uh, toate bolile, mă rog, sunt rezultatul nealinierii cu vertebrilor. Printre altele, chiropractorul a venit cu un mit că i-au medicat un copil care era surd și prin masaj la coloana vertebrală l-au făcut să audă din nou. Acum, orice copil știe că nervul de la ureche la creier nu trece prin coloana vertebrală. Dar povestea a prins. Și astăzi asigurările medicale pătesc tatălui la chiropractor, deși este, cum se spune, frecție pe picior de lemn, nu mi-aș pierde timpul nici bani. Pentru așa ceva. Dar foarte mult se duc să trateze de cancer și așa mai departe la chiropractor. Și printre alte sunt putem apuca vaccinul. Chiropractorii au venit cu, uh, interesant, pe bază de literalism biblic. Dumnezeu nu ne-a făcut să băgăm în noi substanțe din alt, luate din alte animale, adică vaccinul. Așa că Dumnezeu vrea ca sângele nostru să fie curat, să fie sânge uman, să nu se amestece cu sânge de animale și alt lucru de genul acesta. E, acest test al uh, respingerii unei interpretări științifice a lumii, face pe om să accepte uh, o interpretare care, de fapt, este o exrocărie legală. Uh, o să uh, mergem puțin apoi în istorie și, cum am spus, că foarte mulți creștini conservatori au plecat în America ca să păstreze literalismul biblic și au fondat școli și colegii care au avut ca scop să înveți literalismul biblic și au făcut o profesie de credință din a păstra literalismul biblic nealterat și care au fugit din America în America de iluminism au fost surpriza să se întâlnească aici cu iluminismul cu mâinile dezlecate pentru că în același timp alții au plecat din Europa în America ca să găsească un spațiu în care să implementeze ideile iluministe și aceștia au fost Thomas Paine și Thomas Jefferson și Uh, George Washington și Quincy Adams, ceea ce numim, sau Benjamin Franklin, părinții fondatori ai Americii. Uh, Americanii uh, se împart în două. Există două Americi. O America care este, de fapt, uh, sunt adevărați urmași ai părinților fondatori. O Americă uh, bazată pe principiile Iluminismului, al cărei succes vorbește de la sine în favoarea principiilor Iluminismului, în general când uh, uh, Iluminismul e criticat. Se arată la cele două războaie mondiale și la comuniști și la nazi, se spune, uite, ăsta este iluminismul. Apoi se arată la America și se spune, ăsta este conservatorismul uh, anglosaxon și acesta este America biblică, dar nu este revelat. Succesul Americii este, de fapt, succesul iluminismului. Pentru că jumătatea biblică, jumătatea conservatoare, nu a contribuit cu nimic la, succes, la succesul științific și tehnologic al Americii, la succesul cultural și intelectual, la, mă rog, experimentele sociale unice care s-au făcut în America și artistice și toate cu bune și rele, firește. Nu poți face experimente artistice fără să aduci multă artă decadentă și uh, libertatea de expresie artistică în America a dus la multe, uh, la multă pseudoartă, dar în același timp uh, uh, vreau să spun că America a permis. Să se meargă înainte. Aceasta America, care a ajuns pe lună, care a salvat democrația în două războaie, care a indiguit comunismul, nu și-a luat puterea din Bible Belt, ci și-a luat puterea de la complexul militar-industrial care avea la bază știința și tehnologia americană. Deci, aici am vorbit despre două Americi și se parte cu 50-50%. Și să vă spun un aspect anecdotic interesant. În, un uh, uh, eram pasul cu sărat și trebuia să merg în, într-o altă zonă a țării, era fric și la iarnă. Și era acolo o conferință pastorală și era o iarnă ceaușistă cu vagoane neîncălzite și cu săl de așteptare dar am schimbat uh, trenul la Buzău și am mers la anticariat. Un anticariat foarte bun la Buzău pe vremea aceea. Am găsit o carte a unui pastor și teolog luteran din America, pe care am cumpărat-o și am pe drum și m-a câștigat cartea. Adică cartea n-avea nimic, nicio legătură nici cu societatea ceaușistă în care trăiam, nici cu biserică, nici cu preocupările bisericii la ale că conflicte participam, dar am citit-o pe trei, am la hotel, am citit în timpul discuțiilor și a predicilor și a uh, care s-au dat și n-am auzit nimic din ni ele, doar cartea aceea. Uh, cartea era un produs tipic anului 60, uh, biserica care iese în Agora și care vrea să participe la, la nu la citatea lui Dumnezeu al Augustin, ci la citatea seculară. O lume liberă și fără superstiții, impresionată de etosul Martin Luther King, dar ce vreau să spun, era foarte bine argumentată, foarte solid documentată filozofic și, și politic. Era uh, un model de lucrare academică și una din foarte practic care m-a câștigat pe felul cum a fost scrisă. Așa că am ținut numele, mintele numele autorului și amintirea plăcută a unei lecturi colorate într-o lume cenușie, și într-o biserică, ce nu Dar când am ajuns în America, l-am găsit, i-am găsit website-ul. Era profesor de la universitate, are vreo 70 ceva de ani acum. Și i-am trimis pe website-ul lui un e și a fost foarte drăguț să-mi răspundă. Și am schimbat două, trei sau cu el, dar printre altele mi-a povestit ceva foarte interesant, pe care vă povestește dumneavoastră. Ne povestea că când era în seminar, în pre college deci partea de seminar care este echivalentul liceului bine să la biologie, să studia biologia antievoluționistă și mai mult să studia, să argumente împotriva vitaminelor și împotriva vaccinului. Dar la fizică erau învățat sistemul geocentric, ceea ce, ce, ce este de -a dreptul absurd că în America, prin, prin sfârșitul 50, cineva putea să predea în, în sistemul geocentric. Dar America avea multă libertate în privința asta, foarte multă libertate și uh, el făcea parte dintr-o familie luterană și luteranii veniseră în America, zâmne o sectă care să se apere împotriva iluminismului și împotriva in, să apere interpretarea literală a genezei și acum interpretarea literală a genezei implică geocentrismul. Mudea a fost geocentrist, Billy Graham a fost geocentrist în tinerețea lui și uh, Billy Graham a, a fost foarte pozitiv că omul nu va pe lună. George Wesley a fost împotriva, împotriva sistemului heliocentric. Mm -hmm. mai spune de Martin Luther. Așa că există o tradiție solidă că interpretarea literară a Scripturii implică geocentrismul și că e foarte corect. Interpretarea literară a Scripturii implică geocentrismul. Dar tocmai atunci a avut loc zborul spațial al lui Glenn. Și nu mă refer la celor Gagarin, când Gagarin a zborat, a zburat în spațiu geocentriști, a devenit și mai că ce trebuie avem noi cu complotul sovietic ateist să demonstreze că Biblia nu e adevărată. Mm -hmm. uh, însă, când Glenn a intrat, a zburat în spațiu, mă rog, era american și cu toată mașina de propagandă s-a pus în mișcare și atunci mi-a spus că a venit o revizuire a poziției în multe școli americane care, locale, seminari teologice în primul rând, dar și școli locale care au dominate de de, de, în comunități rurale erau dominate de pastori și de comunitatea religioasă. Și ca tare profesorii profitau de libertatea de prim amendament în America, de libertatea vorbirii, ca să predea în America pseudoștiință. Nu vorbesc despre evoluție aici, aici, nici nu mai se discută măcar. Vorbesc despre geocentrizi. În același timp, în America exista telescopul Hubble, exista uh, 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 deja telescolo Hubble și uh, de, se confirma teoria Big Bang cu măsurarea radiației de microunde a Universului și, mă rog, America uh, avansa în, astronomie și în astrofizică ca nici altă țară. Și totuși, în școli uh, religioase se o centrismul. Uh, atunci, guvernul, după înțeleg din istoria acum Americii, am făcut legătura cu ce mi-a spus acest teolog, cu ceea ce am citit despre istoria Americii, că în 57, de ce a spus America a început să, uh, guvernul american a început să intervină în școli. Și până acum această intervenție a guvernului în școli se văzut foarte rău în America. Uh, să intervine în școli pentru ca să, se studieze manualul de biologie, așa cum este scris, și să, se studieze știința așa cum este scrisă, pentru că își dădea seama că uh, e posibil ca rușii să ne lase în urmă. Uh, interesant că după terminarea războiului rece s-a revenit cu multă agresivitate la această atitudine antiștiință în școlile din America și Fox News, de exemplu, a publicat un, un, un documentar în care pune sus în întrebări aselenizarea, ceea ce mi se pare o prostie. Dar, vor, mergând aici, aș vrea să spun un lucru. Remarcați că, așa cum liderii noștri religioși mai tineri sunt postmoderni până în vârful unghiilor și uh, orice contradicție, orice non încape în mintea lor fără nicio, nicio, problemă. Și mă rog, ca și prietenul nostru Ionica Aurel au dat cu de cu Aristotel și cu logica lui Aristotel și cu decar și cu orice logică. Și ei trăiesc într-un univers în care toate contradicțiile se împacă perfect. Dar aceștia fiind tinerii care sunt, după părerea mea, postmodernismul este mai reacționar decât fundamentalismul religios. Este, postmodernismul sunt de acord cu Daniel Dennett. Caracterizat postmodernismul ca fiind uh, mișcarea ideologică cea mai reacționară din secolul 21. comparabil cu comunismul și cu fascismul. Și sunt cu tot de acord cu el. Uh, postmodernismul este mai reacțional decât, decât uh, fundamentul religios. Dar, așa cum a spus uh, profesorul așa acum, sunt postmoderni. Blinduri și cei mai tineri. Însă, uh, vreau să mai cați un lucru. Că liderii noștri spirituali, cei care au dat tonul, care ne-au condus. Mă refer la cei care sunt în biserici neoprotestante, în special. Lideri noștri spirituale au fost educați în astfel de școli și au lacune în, enorme în cunoștința lor despre lume. Dacă luați un evanghelist mare, ca Mark de exemplu, sau ca Billy Graham, sau ca Alupalo, dacă uh, lucruri care l-au remarcat foarte bine mulți jurnaliști români, uh, este că acești oameni erau, de fapt, niște ignoranți comparați cu un om cu educație medie în România. Și cumva ei și-au lăsat am, această amprentă a un, în unei ignorații căutate. Această atitudine anti anticultură, antiartă, nu citi cărți, nu vedea filme, nu merge la un concert, nu, nu cite știință decât ce ți se dă în școala religioasă, aia că a fost filtrată de profesor prin sită, aia este știința adevărată. Acești acești evanghelici și, și lideri spirituali, cumva ne-a făcut un timp să credem că ești mai mult decât noi, pentru că, vă spun, poziția mea. Și acum o să trec puțin la problema evoluției. Da? În România nu se studia teoria evoluției, dar reviniste. Ce studia în România pe vremea lui Ceaușescu și, mă rog, pe toate cele comuniste, se studia la marcanismul. Pentru că marxismul avea o teorie antropologică specifică de care, cu care stătea să cădea tot proiectul omului nou. Marxismul nu a fost un proiect în primul rând pentru a schimba structura economică a societății, ci un proiect pentru schimbarea naturii umane. Și teza principală lui Marx era că condițiile economice sociale schimbă natura umană. Omul e un produs sociologic. Dar această teză trebuia, vrân vrând să se împăca cu ideea evoluției, pentru că evoluția spune că este schimbare. Dar referește că nu accepta ideea de bază lui Darwin și care este ideea lui Darwin? Ideea lui Darwin este că ereditatea implică uh, o, o, un stasis, o stabilitate. Da? Deci Darwin considera pe bună dreptate că omul are trăsuri ereditare care le-a moșnit de la prima bacterie și primul organism multicelular și lucrul acesta este foarte adevărat. Însă eh, Lamarck considera că organismul ceva plastic care se adaptează și această adaptare este transmisă ereditar. Ca atare eh, era greu să explici stabilitatea în eh, lumea vie și însă și existența speciilor. Eh, însă, din punct de vedere ideologic, ideea asta a convenit foarte mult în și a fost susținută de Engels în dialectica naturii, în eseul rolul muncii de dezvoltarea omului din mai multe sună frumos, nu așa? rolul muncii în dezvoltarea omului din maimuță. Și uh, ideea este că uh, natura umană poate fi schimbată și că orice organism, orice specie poate fi schimbată prin, ca reacție la mediu. Uh, când eram eu mic se vorbeau despre experimentele lui Trofim Lysenko și al lui Miciurin, cei care au vârstă mai tânără, nou pucat, pe la asta, stalinistă. În care ni se prezentau conferințe la școală cu experiențele miciorului, cum a făcut greu din secare și a crescut portocale în Siberia, nu îmi se spunea cum au murit uh, zeci de milioane în Ucraina și apoi vreo treci de milioane în China cu miciorul. Dar care era ideea miciorului? Că uh, specia, uh, mă rog, că organismul care se adaptează, transmite uh, adaptarea uh, ereditară. Uh, ideea aceasta, e, ideea e la Marchean, așa cum a spus Darwin a vorbit de selecție naturală Am avut o profesoară foarte bună de biologie în liceu Care ne-a prezentat selecția naturală Și țin minte că a fost o revelație pentru mine uh, Când am auzit uh, prezentarea ei Dar întotdeauna, în general, era partea la Marchiani Argumentul la Marchian, conta în școală Și uh, pe lângă aceasta erau acele uh, poze simpliste cu marșul, marșul progresului, știți, sunt ei mai muți, pormo merge așa mai aplecat, pormo are o bătă mână, pormo este homo sapiens sau calul, mă rog, evoluția calului și mai departe. Toate acestea sunt, de fapt, niște vulgarizări ale conceptului teoriei evoluției. Așa că atunci când ai când te a face cu astfel de interpretare simplistă și la marcheană, nu este greu să găsești argumente împotriva ei. Însă problema este că uh, exact totuși îndoiel în mintea mea și de câte ori apăreau acești astfel de îndoieli, spuneam probabil că acești frați din America, oh, America, America este țara științei mai dezvoltate. Oamenii și știu ce spun. Acești profesori de la colegiile noastre știu ce spun. Nu îmi închipeam atunci că ei sunt niște ignoranți, niște inculți care era total paralel cu, 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 știința. Bun, alte aspecte în biserică, care nu vreau acum să apărtură evoluție. Hai să fac o paranteză, nu-i treaba să apărtură evoluție. Problema este că evoluția e un fapt și eu vreau să apăr Biblia. Și știu că este un război pierdut să încerci să prezinți, să aperi Biblia, fie susținând un literalism care ignoră știința. Spui, așa văd eu că așa spune Biblia. Aceasta este pentru o sectă cu baticul pe ochi, dar nu este pentru omul modern. Uh, în al doilea rând, uh, cred că este o minciună deliberată, ceea ce o de etică, să spui că evoluția, uh, că există un model științific creaționist. Nu există. Singurul model științific cel, e cel evoluționist. Acum, vreau să. Uh, Ridic o altă problemă care există în biserică. Biserica e lumea îngustă. E o lume foarte mică. O lume care se face pe sine și mică. Și uh, am citit, am primit uh, un mesaj de la un medic din Franța uh, recent și vreau să spun, am tot respectul față de știința medicală și față de practica medicală. Ați observat că le deosebesc pe cele două. În general, medicul nu face știința medicală. Știința medicală este o, o lucrare de echipă multidisciplinară medicul o aplică dar o învață și am toată aprecierea și pentru cei care fac știința medicală și care de obicei sunt evoluționiști și pentru medicul care o practică și o aplică și trebuie să o învețe pentru asta și care de multe ori nu este evoluționist am respect și pentru și pentru alții. Un lucru foarte interesant am primit o scrisoare de la un medic care a, mi-a prezentat o situație tipică în, în bisericile noastre pe care vreau să o abordez aici anume nicăieri în lumea aceasta mare și largă și lungă și complexă. Ce vreau să duce la medicul de familie să spună domnule doctor am să te întreb dacă evoluția este adevărată. Da? Deci în lumea reală lumea de la bisericii mă duc la medic și întreb domnule doctor am vrut la da? fiindcă mă, mă doare aici am un jung și vreau să știu ce cu chestia asta și orice spune medicul iau de bună sau cred că poate greșeam și mă duc la al medic. da. Deci, dacă cred că poate greși medicul, dacă n-am încredere în ce spune el, mă duc la alt medic. Nu o să mă duc la cineva care face beile locune sau mai știu sucuri de barză amestecat cu morc și așa mai departe, sau un pachetăr în pământ. Mă duc la alt medic. Respect știința medicală. Dar nu am auzit că în lumea aceasta. Cineva să duc la medic să-l să, să, să întrebe dacă teoria evoluției este vrea să nu este revozată. Pentru că asta nu o poate, la întrebarea să nu poate răspunde medicul pe baza autorităților medicale, poate să răspundă ca un om de cultură, de cultură și un om de știință, dar nu ca medic, nu este o problemă de autoritate. Și, mă rog, acest medic mi-a spus că eu nu înțeleg, de exemplu, că o proteină nu poate să apară la întâmplare. Înțeleg, proteinele sunt atât de complexe că nu pot să apară spontan. se pot să apară spontane, dar nu o proteină. Însă, aici este o altă problemă. Felul cum prima proteină nu ține de teoria evoluției, așa cum abiogeneza nu ține de teoria evoluției. Asta ține de abiogeneza. E al capitol. Deci, red herring. Ni se spune, teoria evoluției nu poate fi adevărată, fiindcă nu, nu, știm care este originea vieții. E red herring, pentru că abiogeneza și teoria evoluției sunt lucruri distincte. Vreau să prezint problema foarte simplu, ca să clarificăm un aspect. Sunt două lucruri diferite, evoluția și teoria evoluției. Evoluția este un fapt este un fapt atestat de paleontologie, de atestat de decodarea arhivei mutaților în ADN-ul tuturor ființelor care a fost decodat până acum. Este atestat de diverse metode de datare radiometrică, este atestat de zoologia, anatomia comparată și fiziologia comparată a tuturor animalelor. Deci, Evoluția este considerată un fapt, un fapt științific. Și este considerat un fapt, în primul rând, din, datorită raportului fosilelor. Nu, deci, primul argument nu vine din biologie, ci din raportul fosilelor. Teoria evoluției este știința care încearcă să explice cum a avut loc evoluția. Și teoria evoluției este o teorie, într-adevăr. Uh, atare, există câteva mecanisme care explică selecția naturală și este una dintre ele. Altul este sunt mecanisme epigenetice, adică modificări care au loc la nivelul ARN-ului, nu la nivelul ADN-ului, care sunt transmise la generația următoare. Altre Alte țin de embriologie și așa mai departe. Este foarte complex totul și îmi recunosc limitele. Dar este opinia comunității științifice că evoluția este un fapt și că a avut loc prin mijloace naturale. Noi ca credincioși putem să spunem că nu a fost numai mijloace naturale, că Dumnezeu a intervenit, asta e lucrarea Intelligent Design, care susține că Dumnezeu a intervenit când și când în, în situații de complexitate ireductibile. deși Intelligent Design nu are, nu este un model științific, este un model filozofic. Dar ca model filozofic îl putem accepta. Așa cum un model filozofic este și evoluționismul teist sau creat, creația creațiunea progresivă. Toate acestea sunt modele filozofice care încearcă să încorporeze datele evoluției într-un model filozofic teist. În același timp însă singurul model științific este cel al evoluției naturale. Pentru că prin natura lui un model științific se ocupă numai de relații naturale de la cauză la Efect. Și uh, atunci când... Uh, și îmi pare foarte rău să spun că aceasta se aplică și la evoluția celulei din procariote, în și exodove suficiente în... Uh, oricât de complex ar fi celula, există suficiente în, rap, în, în geologie că procariotele au prezentat eucariotele și... Procariotele sunt uh, bacterii și sunt ce numim cinobacterii uh, în mod... Uh, uh, în mod popular, care au clar caracteristicile pe care, care se văd după aceea în, la plante, unii unicelulare și la, și, la, și la plante, pe când celelalte au caracteristicile care se văd după aceea la în animale. Însă, ce vreau să zic este că nu-i treaba mea să apăr evoluția. Ceea ce vreau să, să apăr este un model biblic care să nu fie schizoit sferul de realitate. Și motivul pentru care avem pastori cu educație teologică și avem medici cu pregătire știință medicală și avem intelectuali care susțin acest încă un model literal, nu este pentru că cunoștinților că îi fac capabil să vadă că știința este falsă, ci pentru că ei au fost modelați de o anumită mișcare despre, pe care am prezentat-o a care obiectiv a fost să formeze mințile oamenilor de mici copii, în așa fel încât să rămână la o interpretare literală a Bibliei. Prima cu interpretarea literală a Bibliei este că, la fel ca o interpretare literală al Luceafrului Eminescu, de exemplu. lui Eminescu, interpretat literal, este o poveste, un bazm. despre o fată care a iubit un luceafăr și, mă rog, a fost zamăgită. Nu vezi adâncimea filozofică în ea. Promesc, interpretarea literală a Bibliei, ca și interpretarea literală a oricărei opere literare, este, de fapt, un mod de a nu vedea adâncimea de idei și frumusețea adevărată. Așa că vreau să vă încurajez să nu aruncați geneza la gunoi și să o studiați cu mintea unor oameni moderni și cu ochii deschiși. Să vedeți adâncimile, să-i vedeți frumusețea, să vedeți misterele. Să ne întrebăm oare ce istorii, uitate ale omenirii, se ascund în spatele unor declarații, ca cea despre nefilim, să zic, sau că, despre potop, despre exot chiar, care nu avem nicio dovadă arheologică că a avut loc, despre, celeși, despre creațiune și mai ales despre căderea în păcat și despre fructul oprit. Oare ce adevărul existențiale și istorice adânc se ascund în acestea? Nu sugerez noi, să arunge geneza pe foc ca o carte relevantă. Biblia este relevantă. Dar obiectivul meu este să fac relevantă și în secolul 21 și pentru oameni moderne. Și aici, fiindcă a spus de modern, vreau să adic ultimul punct din, din această din serie despre Geneza. Repet, sunt de acord cu Daniel Dennett, că postmodernismul este o mișcare reacționară. Este ca și hipermulticulturalismul. Este uh, o, un mod de a băga evul mediu pe, pe ușa din spate. Orice superstiție, orice atitudine anacronică, orice abuz la drepturile semnului nostru se poate justifica în context uh, postmodern în care nu am abandonat criteriile epistemologice boșnite de la Descartes încoace de lumea modernă. Eu vă recomand să rămâneți la Descartes, am vorbit despre el, să rămâneți la uh, co consistența logică, uh, să rămânem la Aristotel dacă vreți, trecem dincolo de Aristotel, bineînțeles, dar nu abandonând teoria silogismului și principiul necontradicției să rămânem la o concepție științifică și modernă despre lume. Modernitatea își are limitele și problemele ei, dar credem că vor fi depășite și eventual hai să alegem un nou romantism, dacă înțelegi ce însemnează romantism în istoria ideilor, dar în niciun caz postmodernismul. Pentru un postmodern, problema genezei este ușor de rezolvat. O abordare postmodernă, ia textul așa cum este și nu se întreabă dacă este adevărat, și caută semnificații și sensuri care nu au nicio legătură cu realitatea, și în același timp declară sau implică ideea că, de fapt, nu există nicio realitate și nu există nici, nici, nici o relevanță epistemologică a adevărului. E concluzia la care a ajuns prietenul nostru. Ionica Orel, și pentru că a făcut o publică o și o public, care de fapt fundamental să se entuziasmează că le se pare ca pe Biblia. Când de fapt el nu crede în niciun fel de adevăr și niciun fel de realitate, nici măcar în Dumnezeu. el Nu crede nimic. nimica. El este postmodern absolut. Or, această, această plaga postmodernității, părerea mea că și cam, consumă gazul în timpul nostru, a ajuns undeva la limită și cumva Evenimente politice, mai ales în lumea islamică. Ne obligă să reconsiderăm anumite anumite principii de la care am plecat în regândirea lumii, cum ar fi hipermulticulturalismul, postmodernismul, relativizarea tuturor reperul anterioare, să ne obligați să le regândim și probabil că vom avea o renaștere a iluminismului. Sper timpul care vine, ca oameni ai credinței să ne aducem aportul la, nu la cetatea medievală al Augustin, civitate de ei, ci la o cetate seculară mai bună. Vă mulțumesc, ne revedem spre viitoare. La revedere!